Înseamnă că iarnă, înseamnă că vin sărbătorile, înseamnă că vine Crăciunul. Un cocalar a fost surprins pe pârtie cu un BMW. S-a împotmolit, a fost tractat, a fost amendat. În sfârșit am intrat în normalitate. Știrea care ar fi fost? Un cocalar nu a intrat cu BMW-ul pe pârtie, un cocalar a semnalizat când a făcut la stânga, un cocalar a avut benzină în BMW ca să ajungă până acasă. Bună dimineața, bun ajunul de Crăciun! Sloboduia Colinda, nu vă rețin mult, nu vă rețin mult, îți cu plasa la purtător, ultimele cumpărături, ultimele cumpărături, cred că și voi, dragi bărbați, faceți orice numai să plecați de acasă, întrebați, chibrituri avem, avem, orez avem, avem, aia avem, n-avem, du-te și cumpără. M-am trezit de dimineață, dar când te gândești că Neti Sandu, celebra Neti Sandu, se trezește în fiecare zi la 2 dimineața, noi trebuie să facem ciocul mic. Normal, se trezește la 2 dimineața să pună ordine în astre, să ne citească horoscopul, noi mai facem ordine în lucrurile care ne-au rămas dezordonate acasă. Bună dimineața, să trăiți într-un mulți ani fericiți, ca merii, ca perii, în mijlocul verii. Mulțumesc pentru cafea, trebuie să bem o cafea de dimineață, că altfel nu funcționăm. Mulțumesc, cafeaua asta vine pe buymeacoffee.com/nicubendea, de la Remus, de la Cătălin Tihamer, CEO, de la Mlădița din Brașov, de la Andrei și Diana, de la Brad. Sănătate multă și tot ce vă doriți. Dar oare se ține Crăciunul anul ăsta? Că era vorba dusă pe internet, dacă nu vine hrușcă să ne colinde, nu se ține Crăciunul. Ei, să ține până la urmă. Bine ați venit, dragi români acasă, diaspora, bine ați venit să vă vedeți părinții, să vă vedeți locurile de baștină, dar nu uita cât ești voios, române, să fii bun. Bine ați venit! Sărbătoare mare și astăzi în ajunul Crăciunului, Sfânta Muceniță Eugenia Prileș, cu care vă doresc la mulți ani tuturor celor care purtați numele de Eugenie, Eugenia și în special mamei mele, Eugenia, la mulți ani cu sănătate. Doamnelor, deja vă văd, ați rămas așa cu mâinile. Le-a scos direct din aluat, faceți cozonaci. Cozonaci, nu babca sau cum le mai zice la ăștia împletiți din comerț. Cozonaci adevărați, da? Ați ras și un pic de portocală? Nața, ați ras coadă de minolă? Mandarina e cel mai pervers fruct. Mandarină plus portocală egal clementină. Mandarină plus pomelo egal minolă. Sau miniolă, sau minionă, sau... Aveți grijă ce băgați în gură în perioada asta, că trifermentul și colebilul nu țin atâta de mult sarmale, mâncăruri grele. Sunt sfaturi acum cu ce asociezi mâncarea de Crăciun, cu ce vin asociezi, de exemplu, aperitivul asociezi cu un vin roze, cu fetească neagră asociezi friptura, cu vinuri roșii seci asociezi sarmalele, cu vinuri albe, fructele de mare, că fără crustacee nu-i masă de Crăciun. Să le dea Dumnezeu sănătate la cei care s-au gândit și la bărbați. Noi dacă nu avem cu ce asocia vinul, cu ce mâncare să... Dacă nu avem, îl bem numai, că păi după aia s-o mai vedea. Crăciun fericit, nu vă rețin, trebuie să merg, șef de plasă. De unde... Cafeaua știu de unde e, de pe buymeacoffee.com/nicubendea, dar denumirea asta zice, ce faci bă, e șef de plasă? Pe vremuri o plasă cuprindea câteva județe. Când zicea că e șef de plasă, erai baron local. Acum am rămas șef de plasă la purtător. Sau ați ales să petreceți Crăciunul pe la o pensiune de aia tradițională? Am văzut niște oferte de astea, ajungi, cum ar fi azi, ajungi pe la 10 la pensiune, zice, întâmpinarea oaspeților, afinată, vișinată, țuică fiartă, ești gata, s-a terminat. Zice, și după masă avem tăierea porcului, nu te mai interesează. Seara, plimbare cu Sania și după aia slujbă la mănăstire. Păi ce te mai interesează, dacă ai început, dacă starterul a fost bun, s-a terminat. De exemplu, Florin Piersic, maestru Piersic, e în Dubai. Nu, el nu merge cu Sania trasă de cai, el merge cu Dan Negru. Cu Dan Negru merge pe acolo, pe la magazine exotice. Ce-i pasă maestrului Piersic? Nu-l doare capul de sarmale? Știți cât costă o porție de sarmale la restaurantul lui Mircea Dinescu? 56 de lei. Dar sunt cu suc de portocală, nu cu coajă. Apropo, maestru Dinescu a declarat că își vinde puloverul de la Revoluție. Știți că a apărut el într-un pulover cu dungi acum 32 de ani? Poate era interesant să-și vândă izmenele. Mai interesant era dacă își vindea Petre Roman,
puloverul. Puloverul ăla roșu, când a apărut la TV, toate doamnele erau, nu vrem bani, nu vrem valută, vrem ca Roman să ne... Ați văzut ce s-a ales de el? Păstrați-vă hormonii. Bradu împodobit, așa-i? Acum, Bradu vedetelor, Adelina Pestrițu, Adelina Pestrițu e criticată că în loc de globuri, în Bradu a pus ciori. Ciorile, nu, au și ele farmecul lor, dar să le pui în brad. Acum, păstrând proporțiile, dacă în loc de globuri au pus Adelina Pestrițu ciori, în loc de steaua din vârf și au pus păsărica, coac. Bun, asta, Vlad. Mere, mere, a? Nu mai gata, mă duc și eu, mai am de luat pentru băf, mai am plasa lui soacră mea. Toată viața mea am luat plase. Sărbători fericite vă urăm din inimă, din studioul de videochat, bune maniere, podcasturi și cafele de după, alături de colegul, prietenul și inamicul Vlad. Nu vă sfii să vă salutați cu Crăciun fericit, îmbrățișați-vă familiile, îmbrățișați-vă prietenii, urați-vă, sunați-vă, mai luați câte un cort de mocuș viz, vă traduc eu în comentarii. În comentarii unde aștept părerile voastre despre sezonul ăsta pe care l-am început cu drag aici pe YouTube. Crăciun fericit, lumina sfântă să pogoare în casele fiecărui urmăritor. Și la aia care nu ne urmăresc. Dar nu uita, când ești voi române, să fii bun. Crăciun fericit. Eu mă duc acum. Ție ți iau ceva. Sarmalele cu 50 de lei. De la Dinescu? Vrei să mănânci și sarmale de la Dinescu? Nu mai bine mânci de la soacră mea. Sarmale, nu altceva. Nu că n-are poză cu plovărul de la Revoluție. Că dacă avea, nu am de la ea. Zici tu ceva.